Cât trebuie să dureze întâlnirea să știu cât să beau? Întrerupem podcastul și mergem acasă. Nu mâncăm întâi. Sunt foarte dur, să știi. Da, nu am cunoscut așa. Nu, nu. Da, mi-e, da, da. Mi-e și frică să știu. Așa, așa. Da! Tu ești lumina de un după amiază. Tu ești fără doar și poate la mea. Și ne-am gândit, ia să facem noi o trupă care să se numească Babiba. Baniciu, Bitman, Bațu. O să facem una cu Breba Biba. Mircea! Și zice ăla, parcă ai tu o piesă. Ai o piesă, să completăm albumul ăsta, hai să vedem ce e cu ea. Toate a fost la timpul lor, ceva exagerat. Da, da! Da, da! Viitorul tău soț se numește Covaci. Da. Este un tip simpatic și un băiat bun. Voi cum v-ați întâlnit? Și de ce? Încearcă să gândești, dar să te amăgești și să îți dorești un lucru ușor, fiindcă trecător. Nu de altă dacă se întâmplă. A zis la toată lumea că e invitată, o să avem nuntă de 2000 de persoane. Inima mea parcă zboară, inima mea nu e dacă nu ești tu. Da, 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 da. Este, băi! Cum ar fi spus și regretata Marioana Murerescu, emisiunea noastră la sfârșit. Nu, dar știi cum era? Și formația la emisiunea e gata, ochii la caserie.